Maria Ciobanu, fracțiunea Partidului Liberal Democrat. Domnule Ciocan, în ședința Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, eu am propus un amendament și insist asupra lui, sper că el se regăsește în avizul Comisiei, de a indica și care sunt competențele nu numai a prim-ministrului, dar și a membrilor guvernului, dar și a coordonatorului guvernului. De vreme ce în fiecare săptămână domnul Plahotniuc dă indicații ce să facă guvernul, de ce să nu fie competențele lui indicate în acest proiect de lege cu privire la guvern? Aceasta e prima întrebare. Și a doua întrebare, domnule Ciocan, și în Alianța pentru Integrare Europeană numărul 1 și în Alianța pentru Integrare numărul 2 a fost o propunere ca să fie instituit corpul de control a prim-ministrului. Și fracțiunea Partidului Democrat s-a opus vehement. Ce s-a schimbat, credeți dumneavoastră, în această perioadă, diviniți cu instituirea unui corp de control pe lângă prim-ministru? Ce ține de prima dumneavoastră întrebare, vă încurajez să faceți un amendament pentru lectura a doua, dacă credeți necesar. Ce ține de corpul de control a primului ministru, un asemenea instrumentariu este prevăzut și în actuala lege cu privire la guvern. Deci, din punctul nostru de vedere, este un instrument necesar activității exercitate în cadrul guvernării de către primul ministru și revin să subliniez că nu s-a introdus în acest proiect de lege pentru prima dată. Există și actualmente în lege asemenea instrument. Da, vă mulțumim frumos, doamna Ciobanu, dacă aveți precizare. De fapt, nu știu ce o să puteți să-mi răspundeți. Eu insist că a fost propunerea aceasta și în alianța AIE1 și AIE2. Și atunci Partidul Democrat n-a acceptat. De ce acum să accepte? Și s-a schimbat, spuneți-mi, vă rog eu. Stimat doamnă deputat, eu nu reprezint Partidul Democrat și voința politică a Partidului Democrat. Este un produs elaborat de către un grup de experți în cadrul Centrului de Implementare a Reformelor. Acest produs a fost expertizat în modul potrivit și finalmente aprobat prin ședința Guvernului, transmis Parlamentului conform procedurii spre examinare.